bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi suntem din nou în pat pentru că testăm o salteluță. Și nu este o salteluță de yoga, este o salteluță de masaj. Mi-am comandat-o acum 2 luni de zile. A durat 2 luni de zile să ajungă. După cum ați putea să bănuiți, probabil vine din China. Căci de acolo durează atât de mult să ne ajungă pachetele. Partea bună este că e lângă mine. A venit. Eu mi-am luat-o cu variantă, văd salteluțele acestea de masaj, e un soi de presopunctură, să-i spunem, sau un fel de acupunctură. Cert este că te înțeapă foarte rău. Sunt făcute să îți ofere un masaj prin presopunctură, adică nu vibrează nimic în ea, nu se mișcă nimic în ea, ci pur și simplu are niște țepi care ar trebui să te înțepe în spate și pe ceafă și pe cap și în tălpi, dacă vrei să stai pe ea cu picioarele. Și ar trebui să-ți pună sângele în mișcare și să te scape de dureri. De dureri de spate, de dureri de cap. Ăsta este principalul motiv pentru care am decis să-mi cumpăr o salteluță de genul acesta. Văd reclamele la ea de foarte multă vreme și o să vă inserez undeva, nu știu, aici probabil. O să vă inserez câteva poze cu salteluțele. Pranamat este prima salteluță pe care eu am găsit-o de genul acesta, numai că pranamatul este o variantă destul de luxury, e foarte scumpă și parcă nu venea să dau atât de mulți bani pe salteluță, mai ales că mă consta și livrarea și mi-aș fi dorit să-mi iau una și pentru... Există o salteluță lungă pentru corp și una mai mică pentru cap. Probabil că le-ați văzut deja în... imagini. Așa că am găsit, am căutat, au apărut, de când am văzut eu pranamatul, au apărut foarte multe salteluțe de genul ăsta pe piață și am găsit-o pe aceasta, care a fost mult mai ieftină și mă gândeam să o deschid cu voi și să o testez pentru o săptămână, să vedem ce se întâmplă cu ea. Dacă funcționează, dacă e ok. Motivul pentru care am luat-o și motivul pentru care vreau să o testez este că mă doare foarte rău lumbarul de multă vreme, deja de la începutul anului. Pe mine, de mulți ani, mă doare spatele. Este foarte posibil să am ceva nu tocmai ok. Și este foarte posibil să-mi fie accentuat problemele cu yoga, pentru că dacă ai probleme cu spatele, nu știi de ele și nu ești super, super, super atent și nu îți ții ego-ul la un nivel atâta, există varianta să-ți accentuezi problemele cu spatele. Ca să nu o mai lungim, mă doare foarte rău spatele, m-am gândit să testez salteluța asta o săptămână și pe urmă să vă spun și vouă ce se întâmplă, cum mă simt. Haideți să o desfacem. Zic că a venit momentul să o desfacem pentru că sunt super nerăbdătoare, o aștept de 2 luni, timp în care m-a durut spatele în continuu. Hai să vedem. În primul rând, dacă putem să stăm pe ea. Probabil că v-ați dat seama deja, dar astăzi nu avem microfon pentru că am rămas fără baterie. Pentru la valieră și, well, e aici, lângă mine. Hola, hola, mă auziți? Da, cert este că nu avem baterie pentru lavalier, așa că sper ca sunetul să nu fie cu un ecou prea puternic. Trecem la salteluță. Bineînțeles că nu este ca și cum are ceva packaging, ca lumea ați văzut, avea o pungă verde și până mă vine într-o pungă transparentă. Cei de la Pranamat mai probabil nu ți-l trimite așa. Dar eu mi-am comandat de pe Asanamat, așa se numește, o să vă las link-ul și în descriere dacă e ok. Însă, bag de seamă că are o husă. Are o husă de transport. Haideți să vedem ce este înăuntru. Știu că mi-am comandat o culoare pe care nu mi-o doream din greșeală, mai ța gri cu vete, dar... ce urățică e culoarea! E urățică, urățică culoarea! Oh my god, ce înțeapă! Oh my god, ce înțeapă! Asta e motivul pentru care m-am așezat în pat, pentru că n-aș vrea să stau pe jos cu ea, aș vrea să stau cu ea pe ceva mai... Oh my god, înțeapă rău! Ok, the grand reveal. Vai, ce hal înțeapă! Nu știu ce, aveam impresia că o să fie puțin mai
cauciucați, țipii aceștia și mai finta sunt plastic. Ok, hai să vă arăt. Ta-da! Ce culoare frumoasă are în ecran. Are o culoare foarte frumoasă. Cred că așa e și în realitate. Haideți să vedem un close-up. Uite. Vedeți? Are foarte mulți țepi. Ea este... Să vă dau mai în spate. Cam așa de mare. Asta e varianta pentru spate. Și mai avem aici varianta pe care o pui aici la cap. Ah, hai că pentru cap nu pare a fi așa rău. E un semicerc și din nou cu țepi. Reclama avea recenzii foarte, foarte bune și pe Instagram și pe Facebook. Cei de la care am cumpărat astea au fost vreo 230 de lei amândouă, fără taxă de livrare. Dar după cum v-am spus, a durat 2 luni să ajungă. Ok, haideți să o testăm pentru că sunt foarte curioasă să o testez, să mă așez pe ea. Sunt îmbrăcată deja cu bustieră de yoga și în pantalon scurți ca să am o suprafață cât mai mare de piele care se așează pe salteruță și să vedem ce zice. Haideți să schimbăm puțin orientarea camerei și să o testăm. Hai! A trebuit să mă doară foarte rău și nu mă doare deloc, absolut deloc, doare pentru că sunt în pat. Așa să fie mult mai dureros. Chiar mă așteptam să fie mult mai dureros. Dar se pare că tot încerc să-mi ridic pelvisul aici ca să-mi ajungă lombarul pe salteruță. Au! În momentul ăsta sunt dezamăgită. Mă așteptam să funcționeze mai bine. Hai să încercăm și pe jos. Poate pe jos funcționează. Mă țăpă în ureche, asta e clar. Hai să vedem dacă pe jos funcționează. Ok. În momentul adevărului, ce se întâmplă pe jos? Dacă doare puțin mai rău sau la fel? Wow! Wow, ok. Mi-a rupt noda. Oh, oh. Oh. Ok. Este mult mai dureros. Mult mai dureros. La ceafă nu simt nimic și cred că este vina părului. Așa. Oh, wow! Wow, simt cum mi-am ațește capul. Ia, hai să încercăm. Să-mi dau pantalonii puțin mai jos. Wow! Ok. This is different. Wow! De fiecare dată când îmi ridic șoldurile, începe să mă doară foarte rău între omoplați. Normal, mă las cu greutatea. Aș dori să pot să mă las cumva cu greutatea lombarului pe ele. Wow, wow. Ok. Se presupune că după ce o să mă ridic de aici, nu prea pot să mă uit la voi pentru că mi-intră în ureche. Se presupune că după ce mă voi ridica de aici, o să am spatele complet roșu. Și că ar trebui să stăm 20 de minute aici. Dacă reziști, teoretic, 20 de minute ar trebui să stai. Nu mă așteptam să fie mult mai dur, mă așteptam să nu pot să stau pe ea. Probabil că au trecut câteva minute deja. Hai să vedem dacă am spatele roșu. Ar trebui să da. Și cum mă ridic aici?
come closer, closer. Cred că am putea să spunem că e puțin roșu, nu? Îmi dau seama, parcă aici nu mă plați. Am revenit din nou cu voi. Este foarte, foarte dură. Dacă stai direct pe sol, mă rog, e foarte dur în momentul în care pui degetul pe el, în momentul în care te așezi pe salteluță, parcă nu mai e la fel de intens. E posibil să fiu și eu puțin mai pufoasă în ultima vreme, să zicem, și să nu simt chiar așa de dureros. Cert este că o să încerc să stau câte 20, 15, 10, 20, hai să nu zic că o să stau chiar în fiecare zi 20 de minute pe ea, că nu pot să garantez asta. Dar o să încerc să stau între 10 și 20 de minute în fiecare zi, pe ea, mai ales pentru durerea mea de spate și mai puțin pentru voi. Cert este că o să vă spun pe urmă dacă merită să vă achiziționați și voi, mai ales că a fost destul de ieftină, dar din nou vine foarte greu. Dar dacă merită să vă achiziționați și voi și vă scapă de durerile de spate, eu zic că este o afacere destul de bună. Acum văd că se desface și înăuntru e efectiv un burete. Calitatea nu e extraordinară, adică cu siguranță nu este varianta luxury a salteluțelor ăstora, dar dacă își face treaba, eu zic că merită. Ok, so, quick update. Au trecut 2 săptămâni și jumătate, cam 2 săptămâni și jumătate, dacă nu chiar 3, de când am luat salteluța. Salteluța înțepătoare și pot să vă spun că este destul de simpatică. Ceea ce am descoperit eu este că suportul ăsta pentru gât prefer să-l folosesc, să mi-l așez așa la lombar sau așa de-a lungul coloanei vertebrale, pentru că în momentul în care stai întins pe salteluță, lombarul nu ți ajunge foarte lipit de saltea, pentru că el este ușor curbat, iar pe mine mă doare lombarul și mă interesa foarte mult să îl folosesc pentru lombar, să-mi relaxeze zona lombară, așa că am găsit varianta asta pentru gât, care, sincer, nu face mare lucru la cap, dar este destul de simpatică pentru lombar, funcționează foarte bine. Un alt lucru pe care l-am descoperit este că eu sunt cea mai sensibilă persoană care a încercat salteluța asta, pentru că sunt singura care nu poate să își strângă genunchii la piept în timp ce este întinsă pe ea. Am testat-o cu mai multe persoane. O parte din ele credeam că vor fi mai sensibile ca mine, se pare că n-au fost, eu sunt cea mai sensibilă. Presiunea pe care mi-o pune mie pe omoplații în momentul în care îmi strâng genunchii la piept când stau întinsă pe ea este foarte, foarte puternică și nu pot, mă doare. Și un alt lucru pe care l-am descoperit este că eu sunt singura persoană care nu simte căldură în momentul în care stă pe salteluță. Având în vedere că chestia asta te înțeapă destul de tare, ea spune sângele în mișcare, pentru că o să vedeți că mă înroșesc destul de rău. Adică senzația de căldură, clar îmi pune sângele în mișcare, însă nu mi se și încinge pielea, carnea, zona respectivă. Am nu știu dacă este ceva neregulă cu mine sau cu salteluța. Toată lumea care s-a așezat pe ea în aproximativ 3-4 secunde, toată lumea spune același lucru. Wow, se încinge foarte rău, simt că mă arde. E, de la simt că mă arde la eu nu simt nimic, nu știu ce s-a întâmplat între cele două. Dar ideea este că efectul este același. În momentul în care mă ridic de pe salteluță, senzația de relaxare este foarte, foarte, foarte profundă. Mă simt bine, mă simt mai ușoară și efectul durează câteva ore. Dacă nu chiar toată ziua. Bineînțeles că durerile de spate revin. Durerile mele de spate sunt și destul de intense și de foarte multă vreme. De-aia eu cred că sunt de ordin medical mai mult decât pur și simplu mă doare spatele de la postură. Deci, dacă vă doriți exclusiv pentru durerile de cauzate de postura incorrectă, aș zice că e potrivită salteluța pentru voi. O să vă las, ea se numește Acupressure Mat. Nu trebuie neapărat să vă luați de unde mi-am luat-o eu, pentru că v-am zis, a durat 2 luni jumate să ajungă până la mine. Însă puteți, sigur, găsiți magazine și prin Europa. Eu o să vă las link-ul de unde l-am cumpărat eu în descriere și în funcție de cum se numește salteluța aceasta, puteți să o căutați și voi dacă sunteți interesați. Deci, dacă vreți o senzație de relaxare în 10 minute, e similară cu un masaj, nu știu dacă să spun chiar că e similară cu un masaj, dar oricum senzația de relaxare este foarte profundă. Deci, am putea spune că este similară și cu un masaj. Dacă vreți un masaj rapid la voi acasă, la voi pe podea, la voi în sufragerie, salteluța cu țepi este
ceea ce puteți opta și chiar că vă și recomand. Adică nu cred, sigur vă recomand, căci de cauza asta am făcut clipul. Ok, gata cu salteluța, gata și cu clipul nostru de astăzi. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, mai ales dacă ați ajuns până la final. Sper să vă revăd și data viitoare. Vă pupicesc tare, tare, tare. Vă îmbrățișez virtual ca de fiecare dată. Nu uitați de like, subscribe și un follow pe Instagram dacă vreți să vedeți chestii legate de yoga. Mă gândesc că poate v-ați dori. Ok. Pe data viitoare. Pa!